Sâmbătă 3 martie, în jurul orei 12:30, în sala de mese din incinta primăriei Dumbrăvița, a început campionatul județean de table, etapa cu numărul 3. În cadrul acestei etape participă 24 de jucători care vin din Timișoara, Ghiroda și Dumbrăvița. Ce este inedit la această competiție este faptul că la acest campionat de table nu există limită de vârstă, deci pot participa și femei și copii deopotrivă. Următoarea etapă, a patra, a campionatului județean de table, va avea loc în data de 14 aprilie 2018 în comuna Pișchia. Rezultatele competiției de table de astăzi, care este în curs de desfășurare, vor putea fi aflate după ora 18, când partidele se vor fi încheiat. Este ediția a treia la Dumbrăvița și cel care va câștiga podiumul la sfârșitul campionatului va pleca la campionatul național. Cine a organizat acest campionat? Ce este organizația Timișu, care ne ocupăm de acest eveniment și avem mai mulți sponsori și Consiliul Local fiind principalul reprezentant. Care este sistemul de desfășurare al acestui campionat? Participă echipe sau sunt concurenți individuali? Nu, sunt concurenți individuali și fiecare muncește pentru propria lui experiență. La table se spune în general că persistă noroc. Și știința, dar și norocul. Amândouă la un loc poate să te facă campion.